știu cum se spune. Și m-am bucurat foarte mult de, realmente, de o expoziție realizată, panotată cu gust, cu lucrări atent și frumos selectate. O expoziție extrem de aerisită și care te lasă să privești fiecare lucrare și, nu, evident, nu în ultimul rând, cu lucrări de foarte bună calitate. Este semnul că aici, în Focșani, se lucrează serios, că artiștii, indiferent de vremurile pe care le trăiesc, lucrează extrem de serios, că își iubesc meseria și că le datorăm în cele din urmă bucuria aceasta pe care o trăim în fața lucrării de artă realizate cu dragoste. Că, în primul rând, aceasta este o meserie care se face cu multă dragoste. Dacă nu o ai, nu o poți realiza. M-am bucurat să văd în această expoziție și formule noi. M-am bucurat să-l văd pe Liviu Nedel cu, eu știu, care încearcă formule tridimensionale, să-l văd pe Gheorghe Zărnescu, care încearcă, sculptor fiind, încearcă și formula bidimensională uneori pentru a se armoniza cu expunerea bidimensională, pentru că majoritatea artiștilor sunt pictori și graficieni. M-am bucurat de asemenea să văd lucrări de foarte bună factură suprarealistă, cu miez și cu substanță. M-am bucurat să văd lucrări de grafică, compoziții extrem de bine organizate și aplicate. M-am bucurat să văd știința pentru culoare și pentru compoziție. În general, m-am bucurat de tot ceea ce am văzut. Este inutil, nu vreau să ne dreptățesc pe cineva și nu cred că este oportun să mă apuc să vorbesc despre fiecare artist în parte. În măsura în care acest lucru este posibil și oportun, am făcut-o în textul pe care l-am scris în catalog. Și așa, ca să vă dau un argument că ceea ce spun eu nu sunt laude de șarte, am lăsat la sfârșit ceea ce este mai frumos și mai important, spunându-vă că, din punctul meu de vedere, nimic din ce se întâmplă în această lume nu este întâmplător. Și nu întâmplător, astăzi am primit o veste, eu și dumneavoastră, o veste extraordinar de frumoasă și de bună. Așadar, am plăcerea să-i felicit și să le spun bun venit celor mai tineri membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România. Aceștia se numesc Viorica Calani, Elena Stoiciu, Nicolae Rădvan, Ștefan Dumitru, Laura Dumitru, Gheorghiță Galan și Gabriela Popa. Cu toții astăzi au fost primiți în rândurile Uniunii Artiștilor Plastici. Pentru artiștii mai în vârstă, din punctul meu de vedere, s-a reparat în sfârșit o nedreptate. O meritau de mult. Pentru cei tineri este un extraordinar început de drum și o motivare. Eu mă bucur din toată inima pentru că s-a întâmplat așa. Am discutat cu membrii comisiei de primiri și mi-au spus că dosarele venite din Vrancea au fost cele mai bune, cel mai bine alcătuite, cele care au arătat cea mai mare seriozitate față de acest demers. Și că s-a propus chiar o mențiune specială pentru filiala Vrancea. E o mare bucurie și o mare plăcere pentru mine să vă dau eu această veste și să-i felicit pe cei care sunt astăzi oficial colegii noștri, deși ei au fost întotdeauna colegii noștri, dar este o recunoaștere de care nu numai dumnealor aveau nevoie, de care și noi aveam nevoie în egală măsură. Multe lucruri nu mai am să vă spun, atât aș vrea să mai subliniez că privesc această expoziție, această întâlnire de grup, ca pe un omagiu adus bucuriei de a trăi, ca pe un omagiu adus primăverii și, nu în ultimul rând, ca pe un semn pe care fiecare dintre artiști, în felul lui, cu știința lui, cu priceperea lui, îl face și încercând ca prin ceea ce știe el mai bine să facă, să-L slăvească pe Dumnezeu și să slăvească și să-și exprime bucuria față de apropiata sărbătoare a Învierii Domnului. Eu le văd toate lucrurile acestea într-o legătură care niciodată nu poate fi despărțită. Cred că artistul, oricum s-ar exprima el, este
o ființă pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu calități speciale și care la rândul lui este dator să-i mulțumească lui Dumnezeu prin ceea ce știe să facă. Și regăsesc aceste semne în expoziția de față. Vă felicit pe toți cei care ați expus, vă mulțumesc celor care v-ați făcut timp să veniți să o vedeți. Mă bucur că sunt din nou tineri în sală și că toate aceste evenimente cu siguranță vor avea un ecou în sufletul lor și vor însemna. Peste timp își vor aminti de ele și poate că vor constitui niște repere. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc sărbători fericite, multă sănătate și să ne mai vedem și cu alte ocazii la fel de frumoase. Mulțumim Luizei Barcan și vă felicit și eu pentru că de azi, cum spunea și Luiza Barcan, sunteți colegi cu noi, adică colegi de cotizație, că de galerie ați fost. Felicitări și din partea celor din Comisia pentru intrare în Uniune, pentru că au fost plăcut impresionați de felul în care v-ați prezentat. Declar expoziția deschisă și dacă nu ne mai vedem, vă doresc sărbători fericite.